Bă, ce urât mi-e să aduc daruri în România asta. După ce că n-au autostrăzi și ele pe care le-au, numai gropi pe ele. Bietul Rudolf de o săptămână îi bate planetara, îi scârțe de zici că e muzică de la Antol, dar îmi dă acolo prin gropi. Ce casă au ăștia, bă, frate? Nici horn n-au, trebuie să sparg ușa. Mă enervez, mă, dau drumul la câini. Păi eu vin să aduc, bă, nu să iau cadouri. Oameni răi, cine stă aici? Ia să mă uit pe listă. Ionuț. Mamă, ce casă are asta. Unde va avea bradul? Dar că sunt noi. Ho, ho, ho! Bă, Rustan, te ajut cu ceva? Aoleu, ce m-ai speriat. Cauți ceva, te ajut? Tu ești Ionuț? Eu sunt Barosani, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Dă și mie un leu că s-a mărât și necăjit și nu-mi permis și eu să plătesc niște bodyguards ca să mă păzească. Îmi dai? Dar tu trebuie să dormi la ora asta. Na, sunt Barosani, că am grijă, am probleme. De când mi s-a stricat mașina de numără bani, nu pot să mai închid un ochi noapte. Păi numără oi, o oaie, două oi, trei oi. Nu știu să număr, Barosani, că eu n-am școală. Mie mașina de numără bani, îmi numără și oile. Dar mă, tale, ce faci în casa mea? Cum, nu mă recunoști? Ia uite. Bătrân cu burtă și cu tuse? Brema tale ești arșinel? Dă, Barosane și Miolo, să dea Dumnezeu sănătate, că ai făcut o grămadă de bani din reclamele alea la Catena. Sunt Moș Crăciun. Și Renea de afară puși pe avaria lui Matale? Da. Ce căruță decapotabilă ai, Barosanu. Ai curaj să ieși cu ea pe frigul ăsta. Eu iarna nici nu scot corvetul din garaj, că mi-ngheață fesul. Tu ai corvet? A, Barosane, dai de la vechi din 82, că l-am luat la o licitație de la un milionar. Ia zi, vrei să-ți fac un vin fier, Barosanu? Ar fi bun un vin fier, că am alergat toată noaptea. Am un Pinot Noir bun din Bordeaux, de când cerșeam eu în Franța, da? Dar dacă îi pui portocale și scorțișoară, îți dă direct gust de busuiacă de bohotin. E, du-te, stai, Matale, jos și mă duc să-ți aduc un vin fier. Bine. Trăiască, Barosanu. Auzi, mă, Ionuț. Da, Barosanu. Ăștia nu mai dau, mă, emisiunea aia cu fata de la miezul nopții. Nu, Barosanu, a scos-o din mult din program, că s-a angajat toate la Capatos. Și după aia s-a dus toate, s-a apucat de video, ceea ce acum nu mai e nimeni. Auzi, Barosanu, dar ce voiam eu să te întreb de mult? Tu de ce nu mi-ai adus bicicletă când eram mic? Mă, cum să spun eu ție? Când sunteți mici, toți copiii vreți biciclete. Ei bine, află de la mine că bicicletele sunt puține și copiii sunt foarte mulți. N-am cum să le aduc la toți. Și lui prietenul meu, Dan, de ce i-ai adus mereu de toate? Care Dan? Bilzerian. Tu ești prieten cu Dan Bilzerian? Da, a fost la câteva petreceri la mine pe iaht. Auzi, știi ce n-am văzut eu la tine în casă? Un brad, mă, n-ai și tu un brad. N-am brad, Barosanu, că s-a mărât și necăjit. Am în spatele casei o pădure de conifere, dar mi-a fost milă să o tai. Dă și mie niște fonduri europene, Barosanu, să-mi podobesc toți brazii aia, ca să vezi frumos când mergi cu căruța aia pe deasupra. Îmi dai? Mă, Ionuț, eu nu înțeleg de unde ai tu atâția bani, mă. Că la mine pe foaie scrie că tu ești cerșetor, mă. Păi sunt sărac, Barosane, că eu n-am bani. Am niște case, am niște bitcoin pe Elveția, dar bani n-am, să știi că eu n-am uitat de unde am plecat, Barosanu, da? Eu tot la metro stau. Mi-am făcut un metro al meu ca să cerșesc numai eu din el. Ce să zic, o duci mai bine ca mine, băi? Eu am o amărâtă de casă în Laponia, sunt plătit o dată pe an și atunci vai steaua mea. Nu mai am banii să plătesc piriduși, am dat afară din ei, am angajat vietnamezi de ăștia pitici să mă ajute. Muncesc de însar capacele, trebuie să citesc milioane de scrisori, mi-a crescut dioptria în ultima sută de ani de... Păi și de ce nu ești la pensie? Acum, când s-au micșorat pensiile și le-au mai și tăiat, ca să nu mai zic de fratele meu, de Moș Nicolae, ăla e vai mama lui, are spondiloză, trebuie să stea cu cocea să miroase încălțările la toți nesimțiții. Nu mai merge, mă, nu mai ține. Asta e situația. Șeful a zis că nu mai găsește oameni așa cinstiți ca noi și trebuie să stăm. Ce să facem? Dacă vrei, mă bag eu, Barosanu. Și așa n-am treabă în sezonul de iarnă, că nu pot să mai cerșesc afară, că-i frig. Da, știi tu să conduci renii. Păi nu, Barosanu, dar ce avionul privat am știut să-l conduc, dar am jucat un pic de GTA 5 și am învățat până la urmă. E, dacă zici că te descurci... Ia dă hainele la lumea ta, lincoace. Barosanu, am știut eu că e falsă de la început, m-am prins.
Hai, ce mișto, prima mea vacanță, mă, în 2000 de ani, fără nevastă, fără probleme, fără servici. Barustanu, stai să spun și un film din ăla despre ce lumea tale. 3D n-ai mai văzut până acum, eu. Îți place găgicile alea? Barustane, ai acolo șervețele umede pentru copii, ulei pentru copii, ai și matale niște copii, ai grijă cum te descurci, dar să nu îmi tencuiești pe aici altfel, să vă lași frumos așa cum este, da? Trăiască, Barustanu, Barustanu. Ho, 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 trăiască, Barustanu, dați-i și mie un leu că s-a mărât și necăjit și vreau să iau niște cadouri la copii.